Volumul Viața cuvioasei Teofana Basarab, semnat de părintele Alexandru Stănciulescu Bârda din județul Mehedinți, a fost lansat ieri la Galați. Evenimentul a avut loc la scurt timp de la proclamarea canonizării primei monahii de neam român cunoscută în istorie. Lansarea de carte a avut loc la așezământul cultural filantropic Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur al parohiei Înălțarea Domnului din Galați. La evenimentul cultural au participat înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, oameni de cultură, profesori, preoți, elevi și credincioși. Ierarhul a vorbit despre contextul în care a trăit Sfânta Cuvioasă Teofana Basarab și despre faptele sale bune izvorâte din credința puternică în Dumnezeu. Volumul semnat de părintele Alexandru Stănciulescu Bârda a apărut în anul 2020. Nu mică mi-a fost bucuria când am văzut că sala de festivități a fost plină de oameni însetați de cunoaștere a istoriei bisericii noastre și mai ales de cunoașterea vieții cuvioasei Teofana Basarab, care a fost canonizată zilele trecute în Patriarhia Română. Cuvioasa Teofana Basarab rămâne de aici înainte ca o punte de legătură între cele două biserici și cele două popoare. Canonizarea ei era mai mult decât necesară. Mulțumim lui Dumnezeu că după 600 de ani îi se redă viață acestei vrednice fiice a neamului românesc și a Bisericii Ortodoxe. Părintele ne-a vorbit despre Sfântă, despre viața sa, despre perioada în care a lucrat pentru poporul bulgar și pentru poporul din țara românească și mai ales pentru lucrarea deosebit de valoroasă a monahismului pe care l-a promovat, din care a și făcut parte, și pentru cultura bisericească de excepție. A fost o seară minunată, cei care au fost prezenți s-au bucurat, nespus, să afle mamănunte despre viața acestei sfinte puțin sau deloc cunoscute și a fost o împlinire pentru noi și pentru credincioșii parohiei noastre și alți invitați. Îi mulțumim părintele Alexandru pentru această lucrare deosebit de valoroasă. Proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Teofana Basarab a avut loc în data de 21 mai la hramul istoric al Catedralei Patriarhale.